Primul capitol din cartea Am curaj, a autoarei Nicoleta Fotău, Întunericul. Copilul își puse capul pe pernă și inima îi bătea cu putere. Întunericul din cameră îl agita nespus de mult și ar fi vrut să fi avut curaj să apese din nou întrerupătorul. Tatălui stinse lumina pe un ton atât de hotărât încât nu avusese curaj să comenteze. Era atât de frică! Se auzi un zgomot la vecini. Cineva părea să se plimbe nervos prin casă și să trântească ușile. Oare intrase un hoț? Se temea că ar putea să fie chiar la el în casă. Dar oare era alături? Se înșela cumva? Titi se sperie și se acoperi. Tremura din toate încheieturile și nu avea deloc curajul să coboare din pat. Dacă era cineva la el în casă, dacă le făcuse ceva părinților, dacă avea să vină după el, văzuse la desene animate ceva de genul acesta. Ah, și filmul acela pe care îl văzuse cu tatăl lui. Hoții pot intra în casă și au fel și fel de metode să spargă ușa. Dacă și acum era o asemenea situație, dacă el stătea aici, și dincolo se întâmpla ceva rău. Era liniște. Atât de liniște, încât copilul își auzea bătăile inimii tot mai puternic. Parcă își auzea inima bătând în pernă. Se simțea transpirat și ar fi vrut să se desfelească. Dar teama îl împiedica să facă asta. O rază de lumină își făcu apariție în cameră. Se opri pe peretele din spatele lui, apoi se sparse în bucăți. Titi amuți. Vreau să strige, dar nu știa ce se întâmplă. Razele luminau toată camera și se plimbau cu repeziciune pe pereți. Copilul încremeni și își trase pătura pe ochi. O farfurie spurătoare? Se auzi din nou un zgomot puternic de afară, apoi razele se făcură nevăzute. Ușa se deschise și Titi scoase un țipăt tremurând. Ce s-a întâmplat? O auzi pe mama lui și se ridică să o strângă în brațe. O rugă să aprindă lumina, deși printre suspinele lui abia a reușit să-l înțeleagă. Se liniști puțin, abia atunci când se simți strâns cu putere la piept și când văzu că nimic nu părea schimbat în cameră. Am văzut... Titi nu reuși să spună nimic. Se bâlbâi din nou și din nou, dar parcă avea gura încleștată. Frica îi paralizase simțurile. Se cuibări așa în brațele mamei și așteptă în timp ce era mângâiat pe cap. Hai, liniștește-te, îl îndemnă mama. Poate ai visat urât. Acum sunt eu aici cu tine și ești în siguranță. Vrei să-mi povestești? Copilul se simțea rușinat. Dacă ar fi râs de el, nici nu știa dacă ar fi trebuit sau nu să vorbească despre asta. Mi-a fost frică să nu mai stingi lumina, te rog, mi-e teamă de întuneric. Mama îl mângâie pe păr și îi făcu promisiunea printr-un simplu zâmbet. Copilul știa că atunci când îi zâmbește în acest fel, va face exact ceea ce își dorește el. Măcar atât se știe, că nu va mai sta pe întuneric. Dar oare ce va face cu zgomotele și cu farfuria spurătoare? Îmi spui, te rog, ce anume te-a speriat? Copilul suspină pentru o nu știu câta oară. Tremuratul se oprise, frica dispăruse și ea. Dar ce era de povestit? Aș vrea să știu, insistă mama lui. Dacă este ceva de care ți-e frică, poate că te pot ajuta. Hai să găsim împreună o soluție. Copilul oftă adânc și își lua inima în dinți pentru a povesti prin ce trecea. Își dorea doar ca mama lui să le înțeleagă. Poate că împreună ar fi pândit acea farfurie zburătoare ca să vadă cine coboară din ea. Întâi am auzit niște zgomote. Și am crezut că este un hoț. Am văzut eu la televizor că se poate întâmpla asta. Titi început să plângă. Dacă vă făcea ceva,
și rămâneam fără părinți. Mama lui început să înțeleagă ce se petrecea cu Titi. Se așeză lângă el în pat și lăsă becul aprins. Locuim la bloc și avem o mulțime de vecini, explică mama cu cal. Se aud mereu zgomote și e normal. Oamenii își văd de programul lor obișnuit. Nu pot umbla în vârful picioarelor pentru a nu face zgomot. Sunt la fel de multe zgomote și ziua, doar că noaptea e mai liniște și le auzi mai pronunțat. Plus că ziua avem atâtea de făcut că nu le prea dăm atenție. Așa e când stai la bloc. Și dacă am fi stat la casă? Mama zâmbi la auzul întrebării lui Titi și îl mângâie pe obraz. Ei, și la casă sunt zgomote, doar că altfel de zgomote. Acolo nu se mai aud de la vecini, ci de la animalele din curte, de exemplu. Ah, ca atunci când am fost la țară și se auzeau șoarecii mergând prin pod, mama râse zgomotos, iar Titi se mai liniști, nu mai simțea frica aceea. Da, exact ca atunci, spuse mama amuzată. Mamă, dar ție nu ți este frică noaptea? Nu te gândești că poate veni cineva peste noi? Titi se cuibări la pieptul mamei, unde se simțea cu adevărat în siguranță. N-ar trebui să te temi atât de mult, spuse mama. Tu te sperii mai mult singur prin gândurile tale. Ar trebui atunci când te bagi în pat, să te gândești la lucruri frumoase. Trebuie să lași orice gânduri urâte și să te concentrezi pe ceea ce este frumos. Sunt sigură că ai atâtea lucruri frumoase la care să te gândești, nu-i așa? Copilul tăcu pentru o clipă, deși frica era tot acolo. Se mai diminuase, dar se temea în continuare. Nu-l mai speriau sunetele din vecini, pentru că mama lui era acolo. Dar farfuria zburătoare. Hai să stingem lumina, spuse mama și se ridică să apese întrerupătorul. Nu, stai! Strigă speriat Titi. Nu vreau iar întuneric. Dacă vine... Dar cine să vină? Întrebă mama nedumerită. Ți-am mai spus că zgomotele se aud în vecini. Nu putem dormi cu lumina aprinsă. Chiar nu vine nimeni. Copilul scutură din cap. Uite, voi dormi cu tine, da? Mama stinse lumina și veni în pat lângă copil. Îl simțea speriat, dar nu reușea să înțeleagă de ce se temea atât de tare. Mamă, dar dacă vine iar? Păi cine? Copilul răspunse instinctiv. Cum cine? Farfuria zburătoare! Înainte să vii, tu era una afară, a luminat deodată toată camera și mi-a fost foarte, foarte frică dacă vine iar. Mama zâmbi și înțelesese în sfârșit motivul temerilor lui Titi. Uite, dragul meu, dacă vine, eu voi fi aici cu tine, vom aștepta împreună. Ai încredere în mine? Copilul dădu din cap în semn că da. Se liniști puțin, dar camera se lumină deodată și se sperie. Începu să tremure din nou. Uite, mami, uite că vine! Aceleași urme pe pereți îl îngrozi pe copil. Ai văzut? Ți-am zis că e afară o farfurie zburătoare? Mama se ridică și îi făcu semn să tacă. Se apropie de fereastră, trăgându-l încet după ea. Hai, hai să vedem farfuria împreună, vrei? Titi închise ochii și scutură din cap. Mama a început să râdă, iar copilul nu înțelegea. Își aruncă ochii pe fereastră, dar nu văzu o farfurie zburătoare, ci doar o mașină care încerca să parcheze. Nedumerirea lui Titi creștea, dar nu reuși să scoată vreun sunet. Mama zâmbi și îl îmbrățișă. Ți-am zis că nu e nimic, spuse mama. Sunt doar farurile mașinilor din parcare. Chiar dacă este noapte, oamenii își văd de programul lor obișnuit. Unii vin acum de la muncă, alții pleacă. Fiecare are viața lui. Nimeni nu încearcă să te sperie. Ceea ce tu ai crezut că este o farfurie zburătoare,
era doar lumina făcută de farurile mașinilor. Ele se aprind și se sting, se rotesc în funcție de direcția mașinii. Înțelegi acum că te-ai speriat degeaba? Copilul respiră în sfârșit ușurat, iar teama fu înlocuită cu o bucurie bruscă. Se ghemui la pieptul mamei și a dormit liniștit.